11% la viață, tare mic, o să stăm vreo 2 zile pe la Veluca să ne mai refacem viața, că nu o să mai poată și. Ne-am batut în episodul trecut ca ultimii animale scapate de sub control. Uite și armata noastră e slabită, ea 1 din 3 la mercenari. 8 din 12 la săbi închiriate, ce vorbește armata noastră e pichituci. Hai să ne uităm alea că la GRM o să vedem cum stă cu abilitățile de vindecare. Că ceva nu prea iese la socoată. Ce să puncti pe toate abilitățile? Stă binișor, nu prea înțeleg eu ce se întâmplă aici. Hai că lăsăm așa deodată. Nu-i problemă. Hai să vedem și pe noi ce abilități punem. 2 puncte din bațari. Cine ar mai trebui nouă pe aici așa, iată. Hai să mai bagăm 2 puncte în strength. Facem 7 la Iron Flash. Și 7 la Power Draw. Ca să punem un arculeț mai periculos. Nu știu dacă l-avem în inventar, s-ar putea să-l avem deja. Uite, Power Draw 7, numai bine. Damage 26, aici 24, viteză de atac 87, aici 91, ce vorbești? Hai că o problemă e rezolvată. Hai să stăm o leacă la Beluca să vedem ce șocu. Uite că băieții au și turnament aici, atât ce vor. Stăm o leacă pe bordură până ne mai trezăm o leacă de cap. Hai în caltea să vedem și în ce direcție o luăm. Dar imi o să o luăm spre capitala lor direct, nici nu mai stăm la discuții. Da, mai mult ca sigur acolo merem. Merem la proști să le executăm capitala și după aceea ne ocupăm de restul. Hai să vedem. Viață 100%. Așa, mă, tica, bă. Aici ceva mâncare, oare se poate? O tentativă de pâine, las că-i bun. Bună și asta, adică nu se știe. Hai să vedem câte armată și ce lor găsim la Gelcala. Asta e marea problemă. Hai să vedem ce și cum, salvăm de pe aici direct ca să nu avem probleme. S-ar putea să și mulți pe aici. 1, 2, 3, 4, 5. Ba nu, 2, 4, 6. 5 lords și regele. 460 armată și 135 de prizonieri. Băi, dimini. Uite și un lord de-a nostru e luat prizonier. Hai că numai bine dacă îi huim pe ăștia, salvăm și lordul. Câștigăm ceva reputație cu dânsul. Eu zic că se merită. Hai să pregătim scarițele. Și cu Doamne ajută înainte, poate prin început de episod, avem noroc și o huim rapid. Hai să vedem ce și cum. Vedem cum se prezintă situația. Orașul cam seamănă cu Veluca, n-ar și mare diferență. Cam aceeași poveste. Hai să vedem cum face cu arcașă. O huim rapid aici în stânga, dă-i bravo. 120 damage, băi, din mini. Arculețul ăsta e binită de pe altă planetă. Hai să eliberăm o leacă și aici în dreapta. O, așa iată încetișor cu treabă bună. Bravo. La revedere. Face loc la noștri să intri. Hai cam o să suntem odihniți, ar trebui să meargă bine batalia asta și. Nu cred că aici o să mai și probleme. Adică n-ar trebui, am unul să știi. Aici nu știu de ce se vede așa, habar n-am. Ceva problemă tehnică. Slabit cu suliță, stai, lasă-l, hop. Nu-i bun. Ia prostul, bă, ce să mișcă, bă, dar stai în locul morții, mătii. E sălbatic prost.
Hai să vedem pe aici ce mai găsim. Bravo, săgeată bună. Săgeată bună și aici. Cine a venit? Valul 2. Nu-i nimic, las că e bun. O mori și de-a noștri, dar o mori și de-a lor. Asta e tot ce contează. Asta ceva sclavezi pe aici, hai să-i curățăm rapid. Uite, acolo ar mai fi niște sageți, hai să mergem să le luăm. Sau uite, chiar și pe aici, bă, că sunt, bravo. Ce vorbește, ar trebui să-i mâncăm pe ăștia de mii. Hai rapid să mai faci niște cribii pe aici. Nu știu, ca noștri stau cam rău cu avansul, din câte se vede, nu știu, dor pe dâșul băieții ăștia. Deci spawnul lor e acolo în dreapta. Eu zic că e bine. Hai că pe ăștia îi facem cu creierașa imediat. Faină lovitură și asta, bă, dar ceva trage periculos cu arcul. Ori e arcul divină, ori nu știu ce se întâmplă aici. Hai să mai dăm niște lovituri pe acolo și pe spate. Pe la tribunii pe acolo. Uite-l pe prost. O leacă mai jos, bravo. Tot noi bun. Bă, dar unii prost, bă. În sfârșit. În sfârșit, loga să băiatul. Hai să zbârlim deodată cuțetul. Și ne umplim inventarul cu sageți. Face și o combinație asta la o adică. Trebuia să o faci de mult, dar nu știu de amu ne-am gândit noi la așa ceva. Uite ce de-a sageți are băiatul aici. Este suliță, nu-s bunii. Sageți aici, sageți aici. Uite acolo, 90. Oleu! Altă viață de amu, bă, flacăi, bă. Hai să tot tragem acolo spate noi. Ne luăm alea cu reper să vedem. Uite cam așa ceva. Și tragem acolo la mojilă la băieții. Dăm acolo la mojilă la băieții să vedem ce șucu. Hai că asta trebuie să fie o batalie ușoară. Batalie ușoară, dar destul de importantă. Inamici noi au apărut. Nu-i nimic. Li dăm la băieții să aibă acolo. Bă, da, bunii arcul ăsta, dă-l în morții lui că s-au meritat, bă. Deci de la Power Draw 7, faci treabă cu arculețul. Și vorbești, băi, diferență de la cer la pământ, bă. Stai că deja trage mâna noi, nu-i bine? Deja trage mâna noștri și iar e problemă. Îi lasăm să omoare acolo, liniștiți că a fost lângă dâșă, nu-i problemă. Arbaletiș, bă, că nu prea au avut armata amestecată, mai cu arcaș, mai cu așa, iată, treaba au fost bunicică. Numai noi scapați pe sclabeți aici. Țineți acolo. Ia prostul, hop. Cred că a venit în scut. Și un prost pe aici. Dă-l morții lui. Da, cred că cam asta e cu dâșul, bravo. Hai că stăm bine și cu viața, numai bine ca să mergem pe straduță și la hală. Și mai mișc cu vreo doi pe acolo, mă, băieți? Dar cum se poate așa ceva, mă, tăi camă? Ia proști, bă. Stai și cam unii de băiatul. Uite ce frumos opticată, acela numai pe o parte s-a dus. Acela nu știu ce cat acolo pe zid. Stai să-l dăm jos pe băiatul. Pa la revedere, ia prostul. Ce faci, bă, mutalăule, bă? Unii bine, bă. Ești de te morțe, bă, te. E proasta, dreapă. Uite proști, ce ptică. Stai că acela-i... Bă, ăștia de-a noștri, bă. Sariți când-i omoară, bă. Hop. Nu-i bun? Hai că noi ne-am făcut de cap. Ne-am făcut de cap destul pentru batalia asta, stăm bine. Auzi că noștri deja se bucură, păi gata. Păi gata, bă, băieți, băi. Hai rapid cu strezlim. Pa la revedere. Pa la revedere.
Opa, pe ăsta l-a ratat. Dați pe prost. Uite și iată frumos. Ieși afară. Ieși afară. Gata și cu aceștia. Bă, dar ceaba mere parcă prea bine, bă. Ceaba trebuie să vină neapărat. Asta e liniștea dinaintea furtunii. Cum de că sunteți, bă, băieți, așa de cuminți, bă, nu înțeleg, bă. Opa, cea barcașă spate. Bravo. Uite, ăsta prostul după stâlp. Stai, lasă-l. Hop. Nu-i bun? Pa, la revedere. Mutăr caput cu viața. Hai să vedem pe cine am prins. La ăsta îi dăm drumul, dar ăsta e lord puternic. Ăsta e destul de tareșor fraierul. Regele a scapat. La ăsta îi dăm drumul cuiva și amar de dânsul și pe ăsta l-am salvat noi de regatul nostru. Bilia. Hai să vedem câte reputații de la 8 la 15. Perfect. Și am o să vedem prizonierii. Mamlucări din prima. Arcaș maestru. Veteran cavaler. Cavaler veteran, adică. Aici gardă infanterii. Bă, mercenar arbaletist. Hai să luăm și pe ăsta. De să vedem ce mai găsim pe aici. Arcaș s-a ranit. Pe ăsta luăm că-i bunicel. Pe ăsta nu. Ăsta nu cred. Războinic din nord. Ai și tu. Ai și tu că merge. Infanteria asta destul de bună. Cavaler de regatul Suadea. Îi băgăm pe băieți aici. Ăștia slabuți, îi lăsăm acolo. Hai să vedem mai jos. Hai să luăm și pe prapaditul ăsta și lăsăm așa. Să zicem că e bine. Oraș în așteptare. Hai să vedem pe la tabernă dacă mai găsim ceva armată. Asta nu-i bun, asta e armată slabă. Hai să vedem la mâncare ce facem, vindem ce-o putrezit. Uite, toate sclavetele astea le scoatem afară. Uite și iată, și asta s-a dus. Afară. Bun. Hai să luăm pești, luăm un cașcaval și de restul până că-i criză. Hai să luăm și niște meră și eu zic că-i bun. Dită mă leacă și pe la armur, dar nu o să merită. Stai să vedem ce dracu ne mai trebuie nouă. Deci ne mai trebuie casca. Atâta casca, cred că. Deci casca lipsește. Asta 54 armură, asta 48, nu-i bine, lasă-mă așa. Hai să salvăm o leacă joculețul și progresul. Castelul ăsta e cu tur de asedierii, îl lăsăm cu mâini. Ori stai să vedem, poate facem o combinație și să alătură prostul la noi. Hai să vedem ce lor zis pe aici. Ia prostul, ce bine, băi, ou, ia că l-au prins, bravo. 100 contra 36. Sărim peste batalii. Reputații cu coaiz, mai bine. Și am o să vedem cine e la castel. Deci sclavetul ăsta ar fi aici, hai să-l întrebăm dacă vrei să ne alături, dacă nu... Asta e. Da, aici trebuie tur de sedere. Hai să vedem ce zice sclavetul ăsta. Bă, și ăsta-l cam pup în cur pe rege. Nu știu cu ce ocazie, că voi îndată nu mai existați, bă, băieți, bă. Dacă tu ai putut zice așa ceva, atunci o lăsăm ca tine. Hai să încercăm să avansăm, dar asta e situația. Merim spre castelul ăsta de aici. Ăsta cred că e cu scariță, dacă nu cumva. S-ar putea să scoate rapid de schemă. Hai că ceva lor să mai avem cu noi, deocamdată ne descurcăm, cred că. Ăsta cine? 48 de soldați și celălalt 40. Uite bă, că încă mai au armată sclaveții ăștia.
18.000 taxa săptămânală. Hai să împingi pe proști la castel acolo, să-i prindem acolo la Mojilă. Îi prinde pe proști aici la castel și iară dubdeală trășă. Hai să mai salvăm o dată. Și să vedem care e situația pe aici. Ce au făcut tratat de pace. Ia proști că nu a intrat la outro. Oleu! Deci ar fi 3 lords. Și la castel 222 de soldați și 151 de prizonieri. Băi, bă, dar ce mulți așa aici, bă. De unii dracu atâția prizonieri, bă, băieți, bă. Hai că merg cu scarița, o pregătim și aici o huim de dimineață. Mai stăm, mai stăm, oleacă de odihnim, că nu ne fugare nimeni. Încetășor cu treabă bună. Uite, am o dimineață, poc. Condus soldații spre un asalt. Hai să vedem ce zice. Armată destul de bună, valul întâi s-ar putea să intrăm periculos în trășă. Hai să vedem cum face cu dânșă. Castelul nu arată chiar așa de rău, s-ar putea să iasă o dubdeală destul de bună pe aici. Din câte se vede așa la prima impresie. Ieși afară, mutalăule. Pa, la revedere. Acolo trebuie să și niște lords la intrare, să sperăm că nu o să creeze prea multe probleme. Hai că poate liberi pe unul cu sageata. Oh, bă, nu trage na nostru, bă. Hai să mai dăm o leacă pe aici. Uite, sclavetul cealaltă, dacă luăm, e destul de bine iară. Ia prostul, ce s-o feri, bă, zici că știu că bine sageata, bă, ești prost. Stai loc în morții, bă, tii. Așa. Așa, dă-te, dracu, morții tăi. Sclavet aici mort. Ăsta mort. Ia prostul, eu trecut pe lângă cap. Pe lângă cap, eu trecut sageata la prost. Ce noroc, o mut în viața cealaltă. Aici ar mai fi un sclavet. Ia că după noi trage omulețul. El, omulețul, după noi vrei să tragă, bă. N-ai ce să faci. Păi bine să vrei câteodată. Opa, sclavet pe aici. Las că l-o prins a noștri. Bine, valul 2. Hai să vedem ce mai nișcă pe aici. Sclaveți la tribord. Oleu, 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 ce-o posta asta, bă? Ce-o posta asta, bă? Stai și, stai și. Stai și mai tu, că nu-i chiar așa. Dați-mă, proștilor. Dați-mă că aici băiatul se descurcă. Băiatul se descurcă, dar nu prea avem sageți. Opa, stai și. Și bate soare noti. Nu va veni. Și așa nu vedem pe la dâns acolo. Mă mai bate și soarele, voi vedem sigur. Și eu mutalou pe acoperiș. Te descurci, bă, mai tu, sau te ajut o leagă. Hai la ăsta să-i dăm o brișcă, că n-am mai... Am un ruginesc și cuțitul, adică nu l-am mai spalat o leagă în careva. Ia prostul că nici nu-l vede. Ieși afară, bă. Ieși afară, bă, căruțului, bă. Pa, la revedere. Bă, zândurile cred că-s curățate, nu mai nișcă nimic. Opa, ceva sageți. Hai să mergem tot roată, poate mai găsăm pe careva, cine știe. Noză hop până n-ai sarit garducul. Sclaveță-s pe jos. Mutalăi pe aici. Bă, dar și-ai marișor castelul, bă, de câte se vede. Îi o leacă de distracție pe aici, de... Domn Manceteșor. Bravo. Doamne, că bun e arculețul ăsta, bă. Așa bine să dau cuțitul jos, să mai pun o tolbă de sageți, bă. Pute acolo cu sogatit și nu mai pot face nimic.
Hai să vedem, poate găsim vreo două, dar nu prevăd eu. Asta el este chiar robot armat de regatul Rodox. Chiar robot arbaletiști, așa în mare parte, uite. Sageți neba. Deci tare curios unde e armata noastră. Asta e ce mă doare pe mine. Sunt proște la intrare, bă. Iar o fugi ca vacele după una acolo, iată și s-o retrase cumva. Sageată, asta e și... Deci o sageată s-o găsit. Dar nu prea mă ajută. Hai să ne mai uităm alea că pe jos. Este zboturi. Hai să mai dăm și la obriș, că dacă tot suntem aici, ce are? Uite așa, bă, băieți. Ia dați-vă alea ca așa. Sageți, sageți, sageți. Nu, nicio... Nicio speranță să mai găsim pe aici tolbă de sageți. Numai câte o sageată pe aici, pe acolo. Hai să încercăm să stăm o leacă cu a noștri, îi ajutăm să avanseze. Cam asta mai rămâne de făcut în situațiile este critice. Merim o leacă cu proștii satului. Uite pe asta, dacă l-ar omorâ, amor și tare bine. Să-i dai sageată să-i luăm tolba. Nici n-aș vrea mai mult, bă. Hai să vedem aici ce și cum. Îi ajutăm și noi alea că deja s-au adunat arbaletiștii. Dăm manceteșor. Ia prostul că a scapat. A scapat muțalău. N-are nimic. Bă, dar se bat binișor aici de la castelul ăsta. Nu se ieșe chiar fraier. Să vedem dacă putem ajuta, dacă nu fugim în spate. Da, e de fugit 100.000. Despre ce vorbim aici? Hai să vedem, poate moare ăsta și luăm sagețele măcar. Or să încercăm să-l aparăm, nu știu, habar n-am. Hai să stăm alea ca aici, așa în limita posibilității, poate facem o combinație. Scoate arcul. Scoate arcul prostului. Uite bă, că nu vrei să scoate arculețul, bă. Aoleu. Aoleu. Hai să fugim o leacă. Stăm aici după bordură. Bravo. Sageță, ăștia sageță, auzi, doamne, sageță, bă. Auzi că sageță îi luăm cu noi, bă. Hai să tragem arcașul cu noi, îi ținem deoparte. Îi ținem deoparte pe băiețe că se descurc ei cumva așa dacă sunt la mojilă. Poate în sageță la bataie. N-avem ce face. Bă, dar ce de-a mai ești arcașul avem? Ăștia chiar sunt noștri, ori? Stai că nici nu mai știu ce steag avem. Nu cred că sunt noștri. Nu, nu sunt noștri ăștia. Și mai unul pe acolo pe zid, stai și, stai și, veniți băieți. Aduceți sageță. Da, uite și iată. Unii prost, uite-l pe furcoi. Uite de aici așa, dați la prost. 1, 2, 3, bă, dar vreo 4, 5 acolo, bă. Ai o leacă mai sus. Uite cam de aici așa. De aici așa eu zic că-i bine. Dați pe prost. Bă, dar acela-i lord sau ce cu dânsul, ori sergent? Ia stai și... Ia prostul, bă, ce rezistă, bă. Dai sergent. Ce-i băi, nici că cariba pe acolo? Bravo. Hai să atacăm rapid și hala. Rapid cu hala și nu stăm la discuție, prea mult. Ia prostul că trage după noi, ușor. Pa la revedere. Pa la revedere. Deșe, scoatem brișca. Bravo.
Uite ce frumos! Încă un castel cucerit. Aici au scapat, au scapat, au scapat. Bă, dar ce scap aici, bă? Curioasă treabă. Aceeași poveste, la o armată de elită. Sau măcar veterană. Pe aici așa, iată. Sharpshooter, hopa sus. Uite, aici războinic, au. Așa da, bă, băieți, bă. Uite, așa îmi place. Hai să luăm și acasă ăștia. Deci, sclaveți, 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 sclaveți. Aici sta poate luăm așa de regatul Saranid. Așa de dragul lor îl luăm. Și de restul lăsăm așa. Castel în așteptare. Bravo. Hai să vedem în cartea ce zice și castelul ăsta de lângă, poate... Dar nu știu, ăștia nu mai țin minte, ori cu tur de asedieri, ori cu scariță, habar n-am. Las că vedem, mamă. Deci 171 de soldați, 43 de prizonieri și lordul la dânsul. Hai să vorbim cu lordul, poate cine știe, îl sucim și ni se alătură. Proasta lui Reland, aici e lord periculos. Nu știu din ce regat, nu cred că e de regatul Rodox. Oroare de acolo. Abar n-am. Opa, stai și că ăsta vrei să discute, stai și. Bun. Da, să vedem ce zicem aici. Hai să zicem la prost că îi dăm terenuri. Îi dăm terenuri, îi lăsăm castelul lui numai să vină cu noi. Sau îi zicem asta la altă. Ba nu, uite, asta e opțiunea cu terenul. Hai să-i zicem de teren. Aici zice că e bine, s-ar să-mi țin siguranță cu noi. Aici iar e bine. Hai să vedem. Uite prostul, bă, uite prostul că nu-a vrut și gata, bă, omulețul nu-a vrut. Bă. Hai să vedem dacă merge să atacăm. Nu, tur de sedere. Cu sclavetul ăsta nu știu ce să facem, să bate cu bandiți. Bă, eu zic că cred că îi bate bandiți, îi lasăm așa. Hai să mergem la următorul castel. Uite, la castelul Maras. Asta sigur e cu scariță, cât să ne omintim. Deci pe ăsta îl huim rapid. Și de la castelul Maras ne lasăm spre orașul Yalen. Și dacă ne încadrăm în episodul ăsta, poate ne întindem și până la orașul Suno. Ar fi tare bine. Hai să vedem ce și cum. Depinde cum decurge ofensiva asta puternică. Aici 223 de soldați, sunt cam mulți, 45 de prizonieri și un lord de la dânsul. Hai să vedem dacă e castelul lui. Nu-i castelul lui. În cazul ăsta salvăm și-l atacăm. N-am ce să-ți fac, bă, baituc. Când trebuie, trebuie și câte o cribă. O, uite așa încetișor. Ia, bă, ce castel, bă. Bă, dar ăsta îi zici că e castelul acela de regatul din nord, bă. Nu știu cu ce ocazie pe aici, dar ciudată chestie. Hai să scoate rapid arbaletiștii. Dă-i la prost, bravo. Intrarea e destul de largă, ar trebui să intre a noștri rapid. Depinde cum să bat proști acolo la intrare. Hai să mai scoate niște arbaletiști, uite-l pe ăsta, bravo, hopa jos. Ceaba telbi să mai vedești pe acolo. Ia prostul, stai și lasă-l, hop. Ia că n-au murit. Nu prea înțeleg cu ce ocazie. Dă-i la prost la cap. O, că trage mâna noștri. Putem vreo doi la distanță, stai să vedem, poate-i scapăm de dăși unul sari, bravo. Bă, dar și nu pare nicuț castelul, ia stai să intrăm, să ne uităm oleacă. Nu știu, de afară pare tare mic, dar... Ia la proști, cum au ți-a pus și pusă pe aici, bă... Ești o gândit-o cumva și nu poți chiar idiot. Ia, ia, taci, lasă-l. Hop. Hop. Ia că l-a ratat pe prost.
Ia la cealaltă ce amântă și face. Unii vii, bă, proteil, bă, stai, bă. Unii vii cu pocea ce, bă, și bănuț. Ia la prost că trage după noi. Bă, dar chiar așa nu-i prea mare castelul. Cine a tras? Cine a tras, bă, băieți? Eu stare curios cine a putut trage sageta aceea, bă. Eu m-aș întreca, bă, tăte caldurile. Ia taci. Cine dracu trage noi, bă? Doamne, că dacă-l văd, îl mănânc de jiu. Oare ești de aici? Nu precred. Nu mai înțeleg nimic. Nu mai înțeleg nimic eu din joculețul ăsta aici, bă. Să tragă prostul două sagesti și să nu văd care e curioasă treabă. Ia taci. Ia mutalău, cred că ăsta e, bă. Da, morțe, bă, te mai trage după mine. Mut prost. Ceva, ceva, nici am pleacă săgețele, stai să vedem, poate că sunt vreo tolbă. Aici, bolturi, 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 bolturi. Săgeți, nicio șansă. Ia, ia, tași că bine niște scalbeți. Oh, oh, Brenda, ieși afară. Ieși afară, țara noi, hând, ce ești? Să-i brișcă la prost, bravo. Numai nu intra sub acoperiș. E prostul? Omoară-l odată, bă. Omoară-l odată, bă, că eu n-am timp de ăștia, bă. Bravo. Prostul este supraviețuit. Hai ca noștri, bă, cu jos pe jos, las că-i bine. Aici iară bolturi, pisti bolturi. Iar stăm prost cu sagețele. Suliță. Este așa? Hop. Proastă aruncare. Hai să încercăm să-i scoatem din brișcă. Pa la revedere. Ia că mai vin ceva mutalăi, bă, dar ce se întâmplă aici, bă, înapoi, înapoi, înapoi. Înapoi, cam unde-i servezi, băieții. Pe asta trebuie să-l face rapid, care e damage mare. Restul n-ar și o problemă. Hai cu abaituc. Bravo. Hai și tu. Ceva, ceva, ne scade iară viața și nu e o combinație. Bă, ce faci, te-ai blocat? Bă, bă, mutalăul, ieși de aici, bă. Ieși afară, bă. Proasta, pule. Nu cred că o facută asta și ceva, bă, pilot. Da, e gata, aici rămâne până să gate batalia. Gioculețule, ce te joci tu cu inima mea. Hai că ar trebui să și gata cu dășa aceala, cred că e ultimul lor val. După cum se vede. Bă, dar ce armată bună avem la... Poate acolo, bă, numai săbi închiriate și veterani și... Oleu, oleu. Asta e armată puternică aici ce avem noi aici, bă. Hai să scoatem din schemă și hala. E proști, e proști. Bravo. Le-a scos pe aceala mai nervos. 5 de mici ne-a dat. Ieși afară. Deci aproape un sfert la viață ne-o scurs aștept. Frumușă-l castelul, n-ar și chiar așa de urâță-l. Aici stau scapat, de să vedem ce armată găsim. O pas sus, baituc. Pe aici stau luăm. Arcaș veteran din nord. Hai și tu, ăla, aici, la băieții de băieți. Războinic. Foarte bun. Și de restul lasă mă așa. Uite că ne-a revenit o leacă și cu armata, bă, 97 din 107. Ce mai vrei?
Hai să mai upgradăm aici vreo 2. Uite așa, iată. La aceștia li punem noi punctele mai târziu. Dă-i morților. Castel în așteptare. Bun. Artimender nivel 12. Shamu, orașul Yalen. Amu, amu. Bă, dar ceva nu știu, lorzii noștri au cam dispărut. Și dracu nu mai stau, mai rămas cu noi. 97 cu 75. Cât dracu vine? Vreo 160. 160. Univa pe acolo. Nu știu ce fac a noștri, cred că o sta cam mult cu noi, s-o dus să-și mai recreeze o leacă armata. Sper să mai vină vreo doi, că nu cred că ne descurcăm numai cu aici așa. Uite, deja ceva lor se băt pe aici. Dă să salvăm joculețul. Hai să vedem ce găsim aici. Bă, băieți. 2, 4, 6, 8, 10, vreo 12 lor. Păi ăștia de afară, 14. Maicuță și maicuță. Oare reușim să-i prindem pe proști la castel? 390 de soldați, 45 de prizonieri. Merg cu scariță. Hai să vedem cu Doamne ajută. Dar tare nică ăștia o să ne atace afară. Hai că mai venit un lord, bravo. Uite, cu lordul acela cred că e suficient ca să-i facem pe proști. Hai să vedem ce zicem. Ceva să băt greu proști, zici că-s camuflați, bă. Așa au hainele cele gri și cu astea și iată și se camuflează proști în caramizele cele, bă. Săgeată bună acolo. Uite și pe prostul ăsta, bravo. Hai să ne mai apropiem o leacă sau le dăm de aici. Hai să mai tragem de aici, că văd că avem o leacă de poziție spre dreapta aici. Uite așa, bă, băieți. Trebuie să ne batem destul de bine aici, că nu stăm... Nu stăm bine și oricum armata. Numai 3 lords aici la interval. 3 lords cu tăi cu noi. Nu știu dacă e o combinație. Hai să le dăm și la ăștia de aici. Cred că deja nu trage după noi. Ia prostul, 5 de mici. N-a prinde înapoi sclabet. Bravo. Mai lea că tragem așa prin dreapta. Ia că deja ne-au venit valul 2. Și am probleme la infanterie pe acolo. Acela e cu arcul, numai bine, ne scoate niște sageți, dă-i la prost. Bravo. Ceva să mai trage din stânga. Hai, radicati. Bravo. Așa e, bă, băieți, intrați și omorâți tăcii ca să-i spăi. Bă, nici câinile în cotei sunt vreau să mai rămână, bă. Bolturi, bolturi. Tragețele stocma la dracu în dreapta unde au spawn-ul, nu știu dacă putem să le luăm. Ce înseamnă să ai ghinion. Aici au fost cred că numai arbaletiști. Da, mai mult ca sigur. Uite ce frumos. Oare să fugim până acolo să vedem, poate luăm sagețele. Nu știu ce să zic. Ia proști, bă, ia proști, bă, cât să stai aici, bă. Cine a zis așa, bă, flacăi, bă? Uite, altul cu sageți. Hai să scoate și pe dânsul. Bravo. Dar nu știu cum reușim noi să ne apropiem acolo. Ca să le putem lua de pe jos. Mutalei ăștia tot vin de acolo. Nu știu ce să zic. Hai că avem armată destul de bună. Cu asta s-ar putea să-i face rapid. Foarte bună armată avem, bă. Hai la obriș, că ce dracu. Hai că văd că aici mere la o ropa aia la și la bojilă. O leacă dacă o clipit mutală ăștia, i-am melestipități.
Bravo. Ceva arbaletii se adună pe acolo. Asta mică problemă. Două săgeți rămasă. Băi, oare reușesc ca noștri să avanseze? Nu știu ce să zic, hai poate printre săgeți ne bagăm să... Dă-te, lasă-mă, prostule. Opa, nu-i bun. Săgeți, uite-le ai, op. Las că-i bine, 18 săgeți. Bă. Hai că aici poziția avem destul de bună. Le mai dăm alea că la proști de aici. Uite ce frumos. Ia prostul că a venit după noi. Oh. Oh, Petric, unde pe? Ma, Petric, ama. Uite ce frumos că l-aveți. Arcașul iară pe aici. Arbaletistul se uită la noi. Săgeți iară, săgeți, săgeți. Oh, înapoi, înapoi, nou damage. Nou damage. Ia lasă-l să vină, hai la brișcă. Vină cu apă dacă te țări, băi. Așa. Uite prostul ce face, băi. Uite cum a face cu creierașă. Dar topărașul ăsta oare nu-l pot lua eu să îl țâp la careva în cap sau... Trebuie ani de experiență să poți arunca cu așa ceva. Bă, dar unii sunt noștri. Unii sunt noștri că deja stăm cam rău pe aici. Uite proști, bă, ce rapid se uită la noi, bă. Aoleu. Da, hai să stăm o leacă aici, na, asta e situația, n-avem ce face. Stăm aici la colț de stradă și așteptăm pe a noștri să vină. Pașca ceala când trebuie, trebuie. Uite că bine am o, bine am o trupa de șoc. Bravo, bă, băieți. Ia prostul. Săgețele cred că au dispărut, dacă nu cumva, sau nu, uite-le-ați bun. Hai că am reușit să le sustragem. Dar ce, că e gata batalia, cred. Despre ce-i vorbim. Da, e gata cu băieții, s-au dus. Pa, la revedere. Iară străzile, iară hala. Hai cu niște armată bună aici. Destul de bun, băieții. Hai să vedem aici în spate cum stă problema. Unii s-au dus acela. Ieși apară, băi. Ieși apară, bă, strigoile, băi. Ia ce cușmelii pe aici, băi. Ciubote. Ce mai mișcă careva pe acolo, lasă-l, lasă-l, hop. Ba noi, noi bun. Bună. Și bună. Uite ce frumos, bă, băieți, m-am trecut în lumea nevăzută a spiritelor. Hai să vedem ce zice Shahala. Armata destul de slabă la dășă. Arbaletistul e pregătit să tragă. Uite că nu mai trage. Frumoasă săgeți. Deci am reușit să cucerim și orașul Yalen. Chiar destul de ușor. Bă, chiar destul de ușor l-am luat. L-aveți pe aici, le-i dăm drumul. Ieși afară, ieși afară, aici stau scapat, 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 ieși afară. Și niște armată să mai luăm. Aici stă așa, sharpshooter, războinic, mamlucăr, dar ce armată bună e pe aici. Maestru arcaș, îi luăm și pe aici. Aici stai veteran arcaș de regatul Caergit. Războinic. Bandit, nu? Lasăm așa, lasăm așa că a luat armată destul de bună, uite, 100 de soldați în capăt. Ce mai vrei? Orașul în așteptare. Vizitează tavernă. Armată slabă.
Hai să vedem cum stăm cu mâncarica. Dar cine o sari mâncare, bă? Da, crapați în voi, băieți. Mai dați și cu struguri și cu mere, că de data asta meritați, bă. Uite, de data asta voi meritați să și tratați așa cum trebuie. Armură slabă. Nu avem cine uita pe aici. Hai să vedem pe la arme, poate găsim un arc periculos. Power draw 5. Nici o șansă. Bă, ce fain e coasa asta, bă. Bă, frumușă că coasa asta la o adică. Dar niște cuțete oare nou. Cuțet, cuțet, cuțet. N-au ăștia cuțete deloc, bă. Despre ce vorbi? Da, salvăm joculețul. Hai pe final de episod să mergem și la orașul Suru. Dacă tot stăm așa de bine cu timpul și ne-am descurcat bine în episodul ăsta cu cerinșul orașul Suno și în caltea ne racorim cu tătul. Stai să vedem cine-i ăsta. Băi, ăsta e lordul care a avut orașul Yalin. 62 de soldați. Ăsta trebuie să sară din schemă. Trebuie să-l batem pe prost că este capabil să pună orașul înapoi sub asediu. Hai să-l face rapid pe prost. Iar ce avem prizonieri? El du-te morți, măte. 1400 de cocoșei. Cam slabuță plată. Hai să-i ajutăm pe noștri. 151 cu 62. Uite așa, iată. 15 reputații cu Ganawa. Aici prizonierii dăm drumul. Bun. Și am o luăm direct spre Suno. Hai să vedem ce am cucerit pe aici în episodul ăsta. Deci capitala Gelcala, castelul ăsta de aici, castelul Maras și orașul Yalen. Și dacă mai luăm și sunul, e bine. Ia stai și hop. Ce se întâmplă aici? Hai să ajutăm și pe ăștia. Bravo. 38 reputație cu Mundalir. Vedem că era să nu-l văd pe prost, bă. Deci, ar mai rămâne pentru episodul viitor castelele cu tur de asedieri. De să vedem cât ies, deci ar fi un aici, 2, 3 și cu aici 4. 4 castele. Da, cred că în episodul viitor reușim să gătim cu regatul Rodox, în sfârșit. Era și cazul. Deci huim orașul Suno. Facem pauză în episodul viitor 4 castele și o pa la revedere cu regatul Rodox. Cu armata stăm binișor. Sper să mai vină și a noștri. Deci să vedem ce găsim pe aici. Cunosc eu de univa steagul acela, dar nu știu de unii. Nu mai țin minte. Stai să vedem. Deci orașul Suno. 228 de soldați, 32 de prizonieri și o tentativă de lord. După cum arată orașul, de des o refacut după cuceririi. Dă să vedem acui ei. Falsebor. Nu e lui prostul ăsta, bă. În cazul ăsta îl punem sub asediu. Scariță, salvăm și așteptăm până dimineață. Uite că au venit și băieții grei. Doamne ajută înainte. Ia bă, ce aproape sunt de ziduri, bă, dar suntem în bataia puștii, stai și... Stai că aici trebuie să acționăm rapid. Uite, deja primim lovituri sub centură. Hai să-i calmăm pe ăștia rapid. Stai și că se trage și din partea asta. Opa, acest baituc, bravo. Bă, dar ce de arbaletiș, bă. Nu stă chiar așa de rău orașul ăsta, bă. Celălalt scos, hai să vedem și pe dreapta dacă huim câțiva. Pa, la revedere. Dorme o noapte bună. Uite că pe ăsta nu-l pogasă și gata. Bravo. Ia, bă, două scariță.
două scarițe, las că e bun, urcăm și noi mai rapid. Hai să vedem ce mai găsim pe aici. Opa, jos placău. Bravo, este trage după noi. Lasă că nu mai trage. A noștri reușe să intri. Nu știu unde-i spawnul lor, cred că e univa în dreapta, dacă după cum se vede. Deci spawnul lor e în dreapta. Înseamnă că noi o să o luăm în stânga. Dă-te-o leacă mutalăului. Deci noi o luăm în stânga. Hai să vedem dacă mai e careva pe aici. Ia taci. Că totuși ceva să trage pe aici, uite-l pe prost. Nu știu dacă nu prea avem poziții, stai că merg la dânsul. Merg la dânsul până la lua, adică ce avem a face. Uite-l pe prost alău, stai că-s doi. Bravo. Deci aici e gata. Hai să ne întoarcem înapoi să vedem ce mai găsim pe aici. Hai să tragem de aici că nu avem poziții chiar așa de rem. Le dăm de aici la băieții că bă că bere. Ia prostul ce-a făcut. Dar cum ai îndrăsnit tu să scoți arcașul cealaltă chiar în halul ăsta și bă flacă ubă. N-ai și tu o leacă de bun sânț, bă, dă-o în gât o măsă de treabă. Nu știu de ce nu prea avansează a noștri. Hai bă băieți, cam pe final de episod, bă, să facem și noi o leacă de treabă, bă. Ce am la urmă, facem probleme de astea. Sagesul nu cred că mai găsim. Dar stăm destul de bine cu viața. O putem risca o leacă la niște... la niște cuțite. Da, mai mult ca sigur. Zero sagesc, hai să vedem ce zice. Merem la o brișcă. Măcar pe ăștia de jos, dacă îi scoatem și tot îi bine. Bravo. Afară, bă, flacău. Pe aici, prin boscheț, oare nu-i caribașul, nu-l văd eu, sau... Așa muri de ciudă, bă, dacă s-arătă plașă ceva. Să nu vadă ochișorii mei. Pirachitele cele pe acolo. Hai să vedem ce zice la brișcă. Morță cu morță, vii cu vii. Domnul înceteșor, băieți. Luați-mă înceteșor, că și așa marmura asta îi bai și amar de bine. Cine dracu m-a pus în jucă la armura asta, nu știu. Asta e, bă. Bă, dar voi ce faceți? Chiar mă luați la mișto, bă. Ia prostul. Uite unde era, bă, Fifi în aripată, bă. Asta e direct pe finalul 4, bă. Deci, bă, atacați, bă. Eu nu înțeleg ce se întâmplă aici. Eu cred că e... nu știu, castelul ăsta, orașul ăsta e buguit, bă. Uite cum stau proști și se uită la dânsă, bă. Nu prea înțeleg eu ce combinația asta. Ăștia tică de pe zâduri. Ceva supranatural se întâmplă aici, așa. Uite, și de-a noștri tică. Aoleu! Aoleu, bă, băituci, bă. Ia că e gata cu dășul, bă. S-a gătit rapid batalia asta. Da, de obicei, străzile. Ieși afară. Ieși afară. Afară. Afară, bă, furcoiule. Și acolo ar mai fi niște sclaveți. Las că se descurca noștri, acela-i gardă saranidă. Îi bate singur. Fără nicio problemă, arcaș pe aici. Las că li dă băiatul. Shamuhala. Rapid să dăm noi primi, bravo. Dăm așa ca pistolarii cea din best, bă, care-i dă primul, acela e câștigătorul. Bravo. Ala destul de frumoasă, că dă să vedem pe aici, avem pe nimeni, nu, e blocat, tot. Uite, comoară, masuță, mai un foculeț. Viață bună pe băieții. Ăsta îi dăm drumul. Ia câtă reputație avem cu ăsta, 47. Uleu. Ăsta luăm sus. Infanterie o luăm sus. Arcaș saranit, bun.
Și pe restul îi lasă obiecte nu ne trebuie, oraș în așteptare, Rolf nivel 12. Vizitează tavernă, armată slabă, mâncare, băi, cu mâncarea stăm bine, dar totuși hai să mai luăm câte ceva. De să nu uităm alea că la armuri, noi bine, arme. Opa, ceva arculeț, stăișe. 27 damage, dar viteză de atac numai 80, nu se merită. Nu se merită, e mai buna nostru. Cuțătașă nu cred că găsim. Nici o șansă, bă, dar nu mai vând ăștia cuțete, bă, ce se întâmplă, bă? Pe o bucată era plin de ele, bă. 27 de soldați la orașul Suno, cam puțini. Da, cu episodul ăsta facem o pauză și în episodul viitor direct la castelul Culmar și ne lasăm așa spre dânsă. Ne lasăm spre dânsă până la castelul ăsta de aici. Și arca am trebuit să fie gata. Cam aici ar fi planul de batalie pentru episodul viitor. Îi lasăm pe mutală ăștia așa frumos aici, la odihnă veșnică.